există în momentul de față un instrument prin care noi să colectăm date privind starea psihoemoțională, sănătatea psihoemoțională a elevilor, a copiilor. Anxietatea există la copii și tineri în școli, doar că nu este observată suficient, pentru că copiii nu verbalizează această anxietate. Teste care vor fi elaborate în curând și vor fi disponibile inclusiv pentru autoadministrare, dar ele trebuie interpretate ulterior de psihologi, dacă nivelul semnalat de anxietate este mare. Foarte multe școli au revenit în format fizic și evident asta ne dorim, să se revină cât mai curând peste tot în format fizic, pentru a putea asigura un nivel de educație sau o formă de educație care să fie cât mai apropiată de nevoile reale ale copiilor. Situația se schimbă pentru că, fiind o situație nouă pentru toată lumea, și regulile se schimbă. Primim feedback, primim informații din teritoriu care ne arată că, de fapt, decizia de a da modul în care s-a calculat procentul de profesori vaccinați nu a fost cel mai corect, și atunci vom folosi o altă modalitate de calcul. Important este să avem de partea noastră și părinții, adică chiar să folosim aceste teste de screening pentru a preveni intrarea în școală a persoanelor infectate și a prelungi cât mai mult posibil sau a permite celorlalți care încă nu au fost contacti direcți să continue școala în format fizic. Dar, repet, ne bazăm foarte mult pe sprijinul și înțelegerea părinților. Inclusiv eu personal am fost acuzat că forțăm copiii să intre în programe de testare biologică. Nu primim mesaje de încurajare, ceea ce de multe ori ne duce și la o situație de a ne întreba dacă chiar toată lumea este împotrivă. Ne scriu cei care nu sunt de acord și ne critică și ne spun că toate măsurile pe care le luăm sunt rele și dăunează. Sunt deschise aproximativ 4.900 de școli cu prezență fizică, 4.850 pe acolo, și asta înseamnă în jur de 68%. A crescut. Școli sunt cu prezență fizică. Mă întrebase doamna Alexandrescu și câți elevi avem vaccinați. Cifra acum o săptămână, pentru că datele astăzi nu le-am primit încă, le primim marțea, era de 360.000 aproximativ din 1.250.000 elevi eligibili la nivelul sistemului, deci elevii care au împlinit deja 12 ani, ceea ce înseamnă mai bine de 30%. Dacă presupunem că s-a menținut acel ritm de aproximativ 8.000 de elevi pe zi, înseamnă că am depășit acum 400.000 de elevi vaccinați din cei 1.250.000. În ultimele zile știu că s-au vaccinat în jur de 8.000 de copii pe zi, în medie tinerii, mă rog, 12-18 ani, deci suntem pe calea cea bună.